Puteam să încep. Uite, nu? Da, deci ce am spus mai devreme? Am spus tinerii să-și urmeze propriul lor drum, să vadă care le sunt abilitățile să-și urmeze drumul lor în viață. Dar adevărul este că ai mereu nevoie și de cineva care să aibă încredere în tine. Fiindcă, de exemplu, când termin facultatea, n-ai experiență. În viață există, e mereu prima dată, nu? Care se întâmplă în viață. Când termin facultatea, cauți primul loc de stagiu sau poate ești mai harnic, faci deja un stagiu de practică în timpul facultății. Dacă un angajator se uită la CV-ul tău și spune, a, vrei să fii stagiar la mine, dar n-ai experiență, că ai fost doar la cursuri, și uite, ai note bune, că ai fost la cursuri, dar n-ai experiență, n-ai mai făcut niciun stagiu, nu te iau, de undeva trebuie să începi și asta încerc să spun, trebuie să fii bun, trebuie să fii serios, dar la un moment dat trebuie și cineva să îți acorde încredere. La primul stagiu cineva trebuie să spună, domnule, a fost bună la facultate sau bun la facultate, are note bune, hai să-i acord încredere să-l iau stagiar sau, de exemplu, aplici pentru un loc de muncă și n-ai mai avut un loc de muncă full-time până atunci. Ai fost student, ai făcut și stagii, te-ai implicat și în organizații studențești, lucru care contează în ziua de azi, că și eu când recrutez pe cineva și recrutez mereu transparent, mereu când angajez pe cineva în cabinetul meu, e concurs, e public, e anunțat pe internet, pe pagina mea de Facebook, am și program de stagii în cabinetul meu parlamentar de la București, de două ori pe an recrutăm public stagiari, îl anunț pe Facebook, aplică sute de tineri bine calificați și reușesc să recrutez mereu câte doi pentru câte trei luni de zile. Deci 2 în ianuarie, februarie, martie, 2 în aprilie, mai, iunie, 2 iulie, august, septembrie și 2 octombrie, noiembrie, decembrie. Deci sunt în total câți? 8 stagiari pe care am în fiecare an în biroul de la București, recrutați printr-un concurs public, fiindcă încerc să ajut cât mai mulți tineri. Dar cum gândesc și acolo? Hai să dau șansa celor care promit și când angajez, repet, pentru un loc de muncă, de multe ori, ultima angajare pe care am făcut-o la Bruxelles, era un candidat, studiase foarte bine, avusese note foarte bune, făcuse o mulțime de stagii interesante, dar n-avusese niciun job full-time până atunci. Și la mine a aplicat pentru un job full-time și am sapsit și m-am pus în mintea lui și zic, măi, s-a făcut totul cum trebuie până acum. A mers la facultate, n-a lipsit la cursuri, a avut note bune, a fost și un semestru Erasmus în Spania, parcă. A făcut stagii, a fost interesat, a fost implicat în organizații studențești, vorbește limbi străine, dar n-are experiență într-un job full-time. Și m-am pus în poziția lui și zic, mă, cineva trebuie să-i acorde și candidatului ăsta încredere și l-am angajat. Și îmi pare foarte bine că l-am angajat. Deci, la fel a fost, ca să răspund întrebării tale, la fel a fost și cu mine cu Partidul Mișcarea Populară. Eu știam că pot fi un bun parlamentar, dar adevărul este că și Partidul Mișcarea Populară mie mi-a acordat încrederea de a mă pune pe liste, pe un loc eligibil, pe locul 2. Nu mai știu ce dinozauri erau pe locul 2 la alte partide, chiar nu mai știu, dar sigur nu sunt mai activ decât mine în Parlamentul European. Mulți din ei caută la alegeri parlamentare să candideze la Parlamentul Național, se întoarcă că, vezi, doamne, e greu la Bruxelles, e mult de muncă. Eu merg la 7:30 la birou în fiecare dimineață și azi am plecat la 7:30 din casă la Bruxelles ca să merg la aeroport să ajung aici și ajung seara târziu acasă și de obicei mai am de lucru și acasă. Deci știu că unora nu le place că e greu acolo. Dar ce încerc să spun eu următorul lucru. Eu știam că pot fi un bun europarlamentar, știam că am calitățile necesare, că am cunoștințele necesare, că sunt apreciat acolo și dovadă și cu bugetul, că trebuie să-l dea cineva pe mână. Nu poți să zici vreau bugetul, na, ia-l. Nu trebuie să hotărească Parlamentul cui îl dă. Eu știam că pot fi un bun parlamentar, dar și uite, și Partidul Mișcarea Populară mie mi-a dat această șansă. Și destul de tânăr fiind, atunci, deci și răspunsul la întrebarea ta e, domnule, noi suntem un partid deschis, suntem un partid al tinerilor, deschis față de tineri, care acordăm șanse tinerilor. Mie la alegerile parlamentare și la alegeri locale ați avut tineri pe listă și la alegeri parlamentare acum vârsta media candidaților noștri e mai mică decât vârsta media candidaților de la alte partide. Noi avem oameni noi în politică, fiindcă pur și simplu credem că politica n-a fost suficient de bună în ultimii 25 de ani. Și cred că mulți dintre voi credeți la fel. Și știm
că pentru ca politica să fie mai bună, trebuie păstrați în Parlament acei parlamentari care au fost harnici, care au făcut treabă, dar trebuie trimiși frumușele acasă, cei care n-au făcut nimic. Și în locul lor trebuie să vină alții, mai tineri, mai voioși, cu mai multă poftă de muncă, cu idei mai multe. Deci, Parlamentul a fost slab în trecut, clasa politică n-a fructificat la maxim oportunitățile pe care România le are, de aceea, acea mare majoritate a clasei politice care a fost slabă, trebuie frumușel trimisă acasă, trebuie păstrat ce e bun din acea clasă politică, acei parlamentari harnici, care trebuie să completați cu parlamentari noi, cu idei mai multe și mai bune. Și da, noi la Partidul Mișcarea Populară avem deschiderea asta față de candidați noi, tineri care să facă lucrurile mai bine decât le-au făcut parlamentarii trecutului.